Construcțiile, exploatarea și prelucrarea lemnului în topul sustragerilor de la plata obligațiilor către bugetul statului. Inspectorii fiscali suceveni au făcut 11 sesizări penale pentru un prejudiciu care se ridică la 20,80 milioane de lei. Pe prima poziție se află sectorul lemnului și construcțiile, cu câte 3 plângeri penale, urmate de transporturi și domeniul forței de muncă, cu câte 2 sesizări. În primul trimestru al anului 2015, inspectorii Administrației Județene a Finanțelor Publice Suceava au avut 274 de descinderi la contribuabilii persoane juridice, dintre care 7 de inspecții fiscale generale, 176 de inspecții fiscale parțiale, 55 de controale inopinate, 12 controale încrucișate și 24 de cercetări la fața locului. Potrivit purtătorului de cuvânt al instituției sucevene, Oana Violeta A. Petrea, acestea au urmărit modul de calculare, evidențiere și virare în cuantumul și la termenele stabilite de lege a obligațiilor față de bugetul de stat. Controale au vizat cu prioritate pe agenții economici care desfășoară activități în domenii cu grad de risc ridicat de producerea evaziunii fiscale, precum în energie, alcool, tutun, produse alimentare, transport, turism, construcții, exploatarea lemnului, axându-se inclusiv pe utilizarea forței de muncă. Accent s-a pus de asemenea pe verificarea contribuabililor care înregistrează restanțe la plată, a celor care nu depun de conturi sau care beneficiază de rambursarea TVA și nu solicită acest lucru. Conform surse citate, în urma controalelor din primele 3 luni ale anului, la bugetul statului urmează a intra sume suplimentare de circa 35 milioane lei, valoarea amenzilor aplicate însumând 65.450 lei. Nu în cele din urmă, inspectorii fiscale au instituit 11 măsuri asiguratorii pentru 18,98 milioane lei și au întocmit 11 sesizări penale pentru un prejudiciu care se ridică la 20,80 milioane lei. Sesizările penale au avut ca țintă pe agenți economici care au ca obiect de activitate exploatarea și prelucrarea lemnului, 3 sesizări penale pentru un prejudiciu care totalizează 2,59 milioane lei, construcțiile, 3 sesizări penale pentru 8 milioane lei, prejudiciu, și transporturile, 2 sesizări penale cu pagube de 4,40 milioane lei. În domeniul forței de muncă s-au întocmit 2 sesizări penale cu un prejudiciu de 5,24 milioane lei, iar în cel al produselor energetice, o plângere penală urmărește recuperarea unei pagube de 471.866 lei.